Dicționar creștin ortodox. Euharistie. Acest cuvânt este origine greacă și înseamnă mulțumire. Euharistia este una din tainele bisericii. În Euharistie, credincioșii se împărtășesc cu adevăratul trup și adevăratul sânge al lui Hristos, aceasta fiind credința bisericii încă de la începuturile creștinismului. Euharistia a fost instituită de Mântuitorul Hristos la cina aceea taină, el poruncindu-le ucenicilor să facă aceasta într-o amintire a sa. Aici Iisus inițiază un nou legământ și un nou Paști, acestea fiind realizate prin moartea și învierea Domnului. În acest sens, ies în evidență trei aspecte. Cel din tâi este acela că pentru vechiul Israel, celebrarea Paștului era legată de amintirea ieșirii din Egipt. Însă amintirea nu însemna o rememorare, ci o actualizare a ieșirii pentru fiecare evreu. Al doilea aspect este acela că sărbătorirea Paștelui era încheiată doar atunci când era consumată carnea mielului pascal. Iar al treilea aspect este acela că în Biblie, încheierea unui legământ este legată de o jertfă de sânge. În acest sens, în Euharistie, credincioșii reactualizează moartea și învierea Domnului, reînnoiesc legământul cu El și sărbătoresc noul Paște al lui Mesia, care înseamnă trecerea de la moarte la viață. Dicționar creștin ortodox.